laboratoarele Solomonescu, specialiștii au găsit gustul perfect al produselor lactate. Fă și tu parte din echipa de specialiști ai gustului. Alege calitatea. Alege Solomonescu. Situată în cadrul natural și pitoresc oferit de pădurea Baisa, aflată la 8 km de Botoșani, cabana Stejarul a fost și continuă să fie o emblemă a Botoșaniului. Cu spații de cazare ce oferă confort la nivelul pretențiilor actuale, cu o bucătărie care continuă să ofere mâncărurile tradiționale specifice Moldovei de Nord, cabana atrage ca un magnet turiștii care ajung în această zonă. Aici sunt găzduite evenimentele importante din viața de familie, precum nunți, botezuri, onomastici, dar și celebre agape prietenești. Dorințele dumneavoastră exprimate la telefoanele 0231 512914 și 0740 818173 vor fi îndeplinite cu promptitudine și profesionalism. Vă așteptăm cu mare drag! Bine v-am găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Pamflet Presa în gura lui Rotundu. Este prima emisiune pe care o realizez din noul studio, acolo unde s-a mutat, sau mai bine zis, aici unde s-a mutat Teleemo. Este vorba de Carrefour, marele retailer Carrefour, un spațiu nou. Cum vedeți, fundalul a rămas același, fundalul de emisiune, așa că ne continuăm activitatea în modul în care v-am obișnuit. Sunt multe evenimente care se cer comentate, dar am să încep cu cele locale și cu cel mai recent, de altfel. Astăzi, vineri 24 noiembrie, la Botoșani au venit doi grei miniștri din guvernul Tudose. Este vorba de vicepremierul și ministrul dezvoltării regionale, domnul Paul Stănescu, și ministrul fondurilor europene, domnul Marius Nica, ambii însoțiți de un secretar de stat pe nume Adrian Gâdea. Oamenii au venit aici la Botoșani de la Bacău să faci un tur de forță a miniștrilor, unii din miniștrii guvernului Tudose pe aici, prin zona Moldovei. Probabil oamenii au simțit că își pierd o parte din electorat, așa că au deschis cutia cu promisiuni și trec dintr-un județ în altul, tot semnând fel de fel de contracte strategice, contracte de investiții, de dezvoltare, numai că de la semnătura contractului și până la finanțare și apoi realizare, sunt mulți ani care vor trece. Dar să analizăm ce s-a întâmplat la Botoșani. Cum spuneam, domnii miniștri au venit de la Bacău. Ieri, adică joi, 23 noiembrie, la Bacău au semnat un contract strategic de realizare a autostrăzii Târgu Mureș, Târgu Neamț, Iași-Ungheni, cu trecere spre Republica Moldova. Este o autostradă necesară pentru că ar uni Moldova cu Transilvania și în același timp ar da posibilitatea investitorilor străini să poată circula mai ușor din spațiul transilvanian spre zona noastră și mai mult ca atât ne-ar avantaja și pe noi ca județ, pentru că dacă se realizează modernizarea drumului Târgu Frumos Botoșani, Suceava Botoșani fiind deja modernizat, vom avea și noi acces la această autostradă și în același timp și investitorii acces spre județul nostru. Numai că la Bacău, după ce domnii miniștri au semnat acest contract strategic, senatorul PSD de acolo, un anumit Dragoș Benea, a spus deschis domnilor miniștri: a semnat contractul ăsta strategic, dar în Senatul României noi vom vota o lege prin care vom derula altă autostradă, Brașov-Bacău, pentru că domnul deputat de PSD Bacău are interes să lege Bacău de Brașov, nu să lege Moldova de Transilvania. Fiecare trage la oala lui. Așa că le-o spus deschis domnilor miniștri: voi ați semnat contractul, noi o să votăm cu totul altceva în Senat. Așa că a doua zi, adică vineri, astăzi, domnii miniștri au venit la Botoșani, semnez un alt contract strategic. Chipurile va moderniza
107 km de drumuri județene. Este de mai mult timp vehiculată ideea asta că în județul Botoșani se va realiza un drum strategic de 107 km care va porni din partea de sud-est a județului și se îndreaptă spre partea de nord-vest a județului, adică va traversa județul în diagonală. Modernizându-se acest drum, se spune că toate localitățile prin care va trece drumul se vor dezvolta la rândul lor. Și, deci, pornește drumul de la Călăraș, coboară dealul la Răuseni, trece prin Hlipiceni, Todereni, de la Todereni o cărnește spre Albești, Trușești, Dângeni, Hănești, Săveni și se tot duce încolo spre Vorniceni, Cordăreni, se iese la Dragalina, se duce spre Cristinești, Suharău, Oroftiana. Nu știu cât traseu din drumul ăsta va fi modernizat, dar vreau să vă spun că cel mai o care s-a pus la cale astăzi și pe care doamna senator Doina Federovici, președinta PSD Botoșani, a calificat evenimentul ca fiind unul istoric, deosebit în perioada post-decembristă pentru botoșăneni. Un eveniment de importanță unică. Păi, doamna senator, poate aveți memoria scurtă, să vă amintesc eu. În martie l-ați adus la Botoșani pe ministrul transporturilor, pe Marius Cuc, ca să asfalteze drumul rușine, drumul ăsta național de pământ, singurul din România care e de pământ, pe segmentul Rădăuț-Prut, Mănolia-Saprut, vreo 30 ceva de kilometri. V-ați dus cu domnul ministru acolo, toată floarea cea vestită a PSD-ului, ați adunat și primare dumneavoastră PSD și pe ea liberal nu i-ați chemat că sunt opoziție, ei n-aveau ce căuta pe acolo. Și ați anunțat eveniment istoric, să asfaltează drumul rușinii. Nu s-a asfaltat nimic, o trecut și vară. S-a aruncat acolo pe 100 de metri la intrarea în satul Liveni, în localitatea Liveni, niște asfalt, chipul experimental. După aia s-a bitumat toată lungimea localității Liveni. În rest s-au pus niște piatră de calcar luată din cariera de la Ripiceni. Acolo este calcar dolomitozat cu crinoide. Inginerii geologi știu ce înseamnă calcarul ăsta dolomitizat. Numai că piatra asta de calcar la ploaie se dizolvă, se transformă în var. Așa că tot drumul de la Manoleasa-Prut prin Iorga, Liveni și până spre Mitoc încolo, vara e un calvar pentru oameni. Când trec mașinile, tot praful ăla de var se ridică în înaltul cerului și se așează pirupile gospodinilor întins afară, pe sârmă. Bașca că le mai intră și prin casă dacă au geamul deschis. Deci, acesta a fost evenimentul istoric din primăvara anunțat de doamna senator Doina Federovici. Și acum a anunțat al doilea eveniment. Numai că, ce n-a spus doamna senator și ce n-au spus nici domnii miniștri? Păi s-a semnat acest contract care este de fapt o intenție. Pentru că sunt 57 de luni, adică 5 ani aproape, de acum înainte, timp în care, de la semnarea acestui act de astăzi, trebuie să se organizeze licitații, să desemneze proiectantul. Proiectantul desemnat va trebui să parcurgă întreg traseul drumului, să stabilească partea tehnică, ce trebuie de făcut pe fiecare segment de drum, ce podețe trebuie modernizate, lărgite, ce fel de piatră trebuie pus, unde trebuie consolidat, că drumul ăsta are în anumite zone alunecări de teren, alunecările alea trebuie consolidate, trebuie găsit soluții tehnice. După ce se va face și proiectarea, se va stabili partea tehnică, urmează apoi licitația. Cine vor fi constructorii care vor realiza lucrarea? Dar ca să realizeze licitația, vor trebui bănuți. Și e vorba de vreo 330 de milioane de lei. Se spune că majoritatea banilor vor fi fonduri europene. Dar de acum, în 5 ani de zile, cine poate garanta că vom mai avea noi fonduri europene, având în vedere ce se întâmplă în aceste zile prin Parlamentul României? Apoi, de unde are garanția PSD-ul când anul 2023, când preconizează ei să înceapă lucrările la această modernizare drum județean, vor mai fi la guvernare?
nu le garantează nimeni. Ei s-ar putea să nu prindă guvernarea, poate până la sfârșitul acestui an. Să pleci, așa cum a plecat și guvernul Sorin Grindeanu. Dar vedeți cum au așa imaginație, cum știu să ne manipuleze, cum știu să transforme din nimic într-un lucru important, pentru că actul semnat azi nu are nicio valabilitate juridică, nu angajează pe nimeni cu nimic. Este o intenție și atât. Apoi, a mai spus domnul ministru Marius Nica că va acorda banii necesari să termine odată lucrările la Teatrul Mihai Eminescu. Și-o garantat dumnealui ferm că până în decembrie 2018 teatrul va fi modernizat. Asta în partea oficială a evenimentului. După ce presă o ieșit din sală și-o rămas domnul ministru cu primarul Cătălin Flutur, i-a spus primarului: domnul primar, banii sunt puțini pentru investiții în bugetul de la anul. Prioritățile naționale sunt multe și teatrul de aici la Botoșani, deși știm de ce s-a ajuns în situația asta cu el, știm cine este vinovatul, recunoaștem incompetența fostului primar PSD-ul Ovidiu Portariuc, dar nu știu dacă o să primiți la anul bani să puteți finaliza lucrarea. Însă partea cea mai neplăcută în situația Teatrului Eminescu este faptul că s-au angajat niște bani europeni și dacă lucrarea nu se va termina nici la anul, vor trebui restituiți banii europeni. Și domnul ministru știe lucrul ăsta. Dar nu i-o garantat în particular domnului primar Flutur că într-adevăr se va ține de cuvânt ca la anul decembrie teatrul să fie modernizat. Vedeți? O altă mișelie. Deci una o spus în partea festivă a evenimentului și cu totul altceva în culis. Deci unde a fost sincer? În culis. Acolo. Eu spus clar, domn primar, nu te aștepta la ce am spus eu în partea oficială a evenimentului, că nu-i cum. E greu. Și trecem la un alt eveniment local. În săptămâna asta am publicat în jurnalul un reportaj despre necazul la care a ajuns la vârsta de 83 de ani fostul primar de Trușești, Ioana Flăcăilor. Omul ăsta o deservit și continuă să deserviați cu credință PSD-ul. Dar când a ajuns și el la un necaz mare, PSD-ul și-o lua mâna de pe el și l-a abandonat. Ce s-a întâmplat practic? Poate vă mai amintiți de marele om de afaceri botoșănean Gelo Tofan, regele anvelopelor din România, cel care după decembrie 1989, începând cu 1990, a devenit stăpânul fabricii de cauciucuri Tanubiana din București. Omul care l-a luat consultant de specialitate pe Teodor Stolojan, fost premier, dacă vă mai amintiți dumneavoastră, premierul ăla care, cum a ajuns în funcție la Palatul Victoria, a confiscat valuta de la toți românii și toți agenții economici ca să scoată țara din rahatul în care băgați PSD-ul, Ion Iliescu și cu guvernanța lui de atunci, Petre Roman. Sper că nu l-ați uitat. Ei bine, Gelu Tofan, cu toată consultanța de specialitate a lui Stolojan, până la urmă o falimenta Danubiana. Nu putea dintr-un muncitor, că Gelu Tofan a fost un simplu muncitor la Danubiana. Un fost lider de sindicat de acolo, botoșănean la origine, Mircea Văculeșteanu, a intrat pe pagina de Facebook a jurnalului și ne-a explicat în detaliu cine a fost Gelu Tofan în cadrul combinatului Danubiana. Era un muncitor care lucra la o presă de vulcanizare împreună cu un alt coleg. Treaba lor era să ia cauciucul crud, să-l bage acolo într-o presă și să-l scoată vulcanizat. Ce făcea Gelu Tofan? Își lăsa colegul să muncească și el se plimba prin hala de producție și făcea aranjamente de a se acorda categorii, gradații la muncitori. Pentru că el se afla în relații foarte bune cu ofițerul de securitate care răspundea de Danubiana. Și învârtea afacerile cu ofițerul de securitate. Așa s-a învârtit și el. Și-o lua gradații, categorii, a ajuns muncitor specialist și apoi, peste noapte, tehnician.
l-a prins Revoluția, tehnician. Și așa au ajuns patronezi Danubiana, pe care au falimentat-o, au ajuns dator putred, l-au prins creditori și l-au bătut de l-au rupt prin București, l-au băgat în spital și acum s-au retras la Botoșani, la Todireni. Are acolo o moară de grâu, despre care se spune că nu se întâmplă lucruri prea cușerii. O mai deschis un bar. Dacă vă mai amintiți, când era prefect domnul Costică Macales, l-a prezentat ca mare om de afaceri în panificația județului Botoșani, pe naiba, mare om de afaceri, hai, fiind serios, în combinație cu niște moldoveni de peste Prut. Ce afaceri să fac cu moldoveni de peste Prut? Mai știm și noi așa, câte puțin. Ei bine, acest domn Tofan, în anul 2001, când prefect de Botoșani era tot Costică Macaleț și guvernul Năstase la guvernarea țării, a venit cu ideea, cu inițiativa să înființeze o microregiune în cadrul județului Botoșani pentru dezvoltarea primăriilor, a comunilor care vor face parte din această microregiune. Și-a adunat în jurul lui comuna Todireni, Hlipiceni, Sulița, Lunca, Trușești, Gorbănești, Albești. Eu m-am omit pe primari, o înființat asociația Microregiunea Todireni. Primarii au contribuit cu bani publici, bineînțeles, cu fondul de pornire a activității. Domnul Gelo Tofan s-a instalat președintele acestei microregiuni, pe tatăl său l-a făcut vicepreședinte și a adus o familie pe care de contabil, pe soț l-a făcut vicepreședinte, pe nevasta lui, e vorba de familia Cășlaru, Dinu și Cica Cășlaru, pe nevasta lui a făcut-o șefă la comisia de cenzuri, adică să controleze activitatea soțului și a președintelui Gelu Tofan. Deci, cum s-ar spune, a înființat o feudă în care s-a instalat familia Tofan și a angajat contabil șef, secretari, funcționari pe acolo, trepăduși din ăștia, cu salarii pe care le-a stabilit Gelu Tofan. Dar niciodată această asociație numită Microregiunea Todireni n-a virat la stat obligațiile fiscale generate de plata salariilor, adică impozitul pe salarii, CSU, contribuția la șomaj, contribuția la pensii. După ce au papat niște fonduri europene, Gelu cu Tofan, au abandonat asociația, s-au autodesființat, dar au rămas datoriile către fisc. Au trecut ani, cum necum, prin 2012 fiscul și-a adus aminte că a funcționat asociația asta la Todireni și că sunt niște datorii și-au calculat vreo 5.000 și ceva în banii de acum, vreo 50 ceva de milioane în banii vechi. Și pe cine spune la plată? I-au pus la plată pe foștii primari din perioada când s-a înființat asociația, printre care și Ioana Flăcăilor de la Trușești. Anul trecut, omul bolnav, cancer la colon, trebuia să opereze, bani mulți pentru astfel de operații, s-a trezut cu poprire pe pensii, care e de plătit 51 de milioane de lei, 5.100 și ceva de lei, 5.800 și ceva de lei, de pe urma faptului că a fost membru la asociația lui Gelu Tofan, deși el n-avea nicio obligație. Era membru în Consiliul Director și membru fondator. Prin statutul acestei asociații era stabilit clar că președintele, adică Gelu Tofan, se ocupă de partea de administrare și de salarizare. Deci erau obligații lui Gelu Tofan să urmărească plata obligațiilor fiscale. Nu, fiscul a venit și l-a imputat primarilor. Că las că ăștia au avut bani, au avut, cât au fost primari, o strâns ei. Și s-a trezit bietul om cu poprire pe pensii. S-a dus la fisc. S-a dus la domnul Macaleț, atunci era prefect. E vorba de primăvara lui 2016. Era încă pe postul de prefect. S-a dus domnul prefect. Eu sunt omul PSD-ului. Am fost primarul PSD-ului. Am slujit și slujesc cu credință partidul. Dom'le, cum se poate un asemenea abuz a fiscului să-mi propească pensia fără ca eu să fi avut vreo obligație?
cu ce sunt eu obligat să plătesc datoriile asociației familiei lui Gelu Tofan? Ce-a făcut prefectul? O sunat pe cineva de la Direcția de Finanță și a spus, vezi că-ți trimit un om cu o problemă, încercați să o rezolvați. S-a dus fostul primar la fisc și la fisc i-a spus, bă, omule, ești bun de plată. Ai fost membru asociat acolo, pe noi nu ne interesează cine o crea datoria, pe noi ne interesează să recuperăm banii la stat. Este înființată pe oprirea, îți oprim până când ne recuperăm suma. Și într-adevăr, eu opri bietul eu vreo 3.000 de lei din pensie, dar în același timp s-o opri și de la ceilalți primari. Și când fiscul s-a îndestulat, l-a chemat pe aflăcăile și a zis, ține înapoi 1.900 de lei, nu, ține 1.100 de lei și au mai rămas 1.900 să îi recuperez de la Gelu Tofan. Fostul primar l-a sunat pe Gelu Tofan, uite, băi, omule, am ajuns eu din pensia mea nenorocită să plătesc datoriile tale. Gelu Tofan i-ar fi promis că las că am să-ți dau eu banii ăia, 1.900. Dar de atunci nu i-a mai răspuns nici la telefon, iar corespondența pe care a încercat fostul primar să o poarte cu Gelu Tofan, i s-a returnat scriind către poștaș că asociația aia nu mai există, e desființată. Vedeți cum i-a tras plasă? Vedeți ce fel de oameni de afaceri am avut și noi de aici, de pe plaiurile botoșănenii? Vedeți cum procedează anumite instituții ale statului? Pentru că până în 2012, când a înregistrat fiscul debitul din 2001, au trecut 11 ani. În acest interval de timp, asociația asta, fiscul trebuia să o verifice. Trebuia să vadă, băi, oameni buni, voi trebuie să plătiți la stat obligațiile astea, ce faceți? Trebuia să fi luat măsuri atunci. Nu! O lăsa să treacă vremea și când nu a mai fost bani la visteria statului, a venit cu decizii de poprire pe pensii, pe veniturile celorlalți, nu i-a interesat dacă aveau ăia sau nu vreo vină. Interesat să recupereze bani. Și să revin la prietenul meu de la vârful câmpului, Romic Gorgan, șeful de post. Iar au mai apărut, au mai ieșit la iveală o serie de abuzuri. Le-am prezentat în jurnalul, nu știu dacă mai am timp să vi le prezint pe toate aici, dar am să vă prezint cea mai proaspătă faptă a lui de anul ăsta, de pe la sfârșitul lunii august. Există în vârf câmpului familia Mitică și Marieta Satcou. Oamenii ăștia sunt penticostali, au vreo 5 copii, 2 băieți mari. Domnul șef de post obișnuiește ca să folosească forță de muncă pentru interesele personale neplătită. Și a vrut și băiețul lui Satcău, ăia mai mari, să-i vină să-i mucească pe moșie. Și băiețul, domnul șef, dar noi avem treburile noastre, munca noastră, familia noastră, pentru ce să-ți muncim ție? Și-a refuzat. I s-a pus pata șeful de post și a început să răzbune pe familie. Și le-au creat multe necazuri și groaznice. Vă spun, dacă o să citiți în jurnalul cei care n-ați citit, o să vi se facă părul măciucă ce a putut inventa mintea acestui polițist ca modalități de răzbunare asupra familiei Satcou. Dar ultima și cea mai perfidă răzbunare posibil. După ce pe Mitică Satcou l-au bătut în postul de poliție cu ceva ani în urmă de la un bolnăvit pe bietul om, au rămas cu sechele psihice, l-au bătut crunt și n-au dat voie, cei de la Botoșani l-au adus pe om în arestul poliției, așa bătut cum era, și n-au dat voie ca să vină un medic legist să constate că era bătut. N-au dat voie, l-au tratat ei acolo cu oamenii lor de încredere, ca să nu existe nicio dovadă din partea familiei că el a fost bătut în postul de poliție de la vârful câmpului. A stat omul arestat 3 luni de zile, până când judecătorul a constatat că nu era el vinovat. A fost bătut pe nevinovate și l-a pus în libertate, l-a achitat. Ce credeți, că a pățit ceva, Gorgan? N-a pățit nimic, l-au apărat șefii de la Botoșani. Șefi care acum vor puteri sporite pentru agență de politică, că se confruntă cu probleme. Cu ce probleme se confruntă? Când îi bat?
că își bat joc din noi, că proști ca noaptea și își dau aerii de oameni deștepți prin comuni și aplică legea lor, nu legea statului român, aplică legile care îi favorizează pe ei și nu respectă niciun principiu al democrației. Cam asta se întâmplă. Ei bine, vă spuneam, ultima ispravă a acestui Gorgan a fost că Mitică Satcou, pierzându-și locul de muncă, a găsit pe undeva pe la Fălticeni, la o firmă de construcții, și făcea naveta de la Fălticeni la vârful câmpului. Pe la sfârșitul lunii august a venit cu mașini de ocazie spre casă, până la o localitate Șerbănești, dincolo de apa Siretului. De acolo a pornit-o pe jos, că nu a mai avut altă ocazie. Pe podul Siretului i s-a făcut rău. Și a sunat la 112. A venit o salvare să-l ia, dar a venit și Gorgan. Că e aproape acolo de podul ăsta de Siret, de postul de poliție. Sunt vreo 300 de metri. A venit și Gorgan să vadă el de ce o suna la salvare. Salvarea l-a luat, l-a dus la Dorohoi, de acolo a ajuns la Botoșani, a fost omul internat și după ce o considera medicii că și-o mai revenit, i-a dat drum acasă. Dar ce-a făcut Gorgan? L-a amendat pe bietul om cu 500 de lei, dar și pe unul din băieții aia care nu vrut să-i muncească pe moșie, tot cu 500 de lei, ci că s-a bătut în familie tata cu fiul și că tata s-a dus pe podul Siretului să se sinucidă, să se arunce în apa Siretului. Până acolo i-a mers mintea bolnavă și a inventat niște chestii de genul ăsta. Omul nici nu a apucat să ajungă acasă, să întâlnească cu familia, pentru că de pe podul Siretului salvarea l-a dus direct la spital la Dorohoi. Dar nu se bată cu băieți. Și apoi, îs familii de penticostali, ăștia nu-s violenți. Ăștia lasă de la dânș chipurile, Domnul vede și o să pedepsească. Nu. Deci așa a procedat Gorgan ca să se răzbune pe această familie. Iar oamenii acum au contestat procesul verbal la judecătoria Dorohoi, dar au de umblat pe drumuri, stresați, au de cheltuit niște bani. Și toate astea pentru că șeful de post de la vârful câmpului, așa cum se laudă în comună, este cu relații la șefii de la Botoșani și nu se teme de nimeni și nimic. Și mai are și alte isprăvi făcute. El face politică. Aia care postează pe Facebook comentarii critice la adresa poliției sau a primăriței de acolo, Maria Huțu și ea PSD-istă, îi cheamă la poliție și îi anchetează. De ce își permit să critici? Că li scoate el democrația din cap. Ei, pentru asta vrea ministrul de interne Carmen Dan și șeful poliției de aici la Botoșani, comisarul șef Viorel Șerbănoiu, puteri sporite pentru polițiști, ca să ne pună sub papuc, să nu mai avem curajul să îndrăznim, să ne apărăm drepturile și libertățile. Din păcate, emisiunea mi s-a terminat, așa că vă spun la revedere, ne întâlnim vinerea viitoare la aceeași oră.